Pregătite de haul, sper că pregătite, pentru că am câteva lucrușoare interesante să vă arăt și am spus că trebuie să deschid camera și să vi le arăt înainte să le punem la loc, să începem să le folosim, pentru că așa îmi place în entuziasmul momentului să vi le aduc și vouă în atenție, pentru că le găsiți pe toate în magazin, inclusiv promoțiile despre care vă voi vorbi în cele ce urmează. Voi începe, fără a mai lungi introducerea, cu ce am cumpărat din DM, pentru că așa cum vedeți din descriere, am fost și prin DM și am luat doar produse de curățenie. Îmi doream de foarte mult, asta pentru că pe principiu TikTok made me buy it sau YouTube made me buy it sau Instagram made me buy it, adică m-au făcut să le cumpăr. Fetele de pe TikTok, de pe Instagram, de pe YouTube, l-am văzut peste tot și este vorba despre mopul de la Swiffer și văd că are kit pentru testare pentru praf, ce tare, n-am știut. Și include și trei. Hai să vă arăt despre ce este vorba mai exact, pentru că eu acum cu voi descoper. Deci, este vorba despre mopul de la Swiffer, umed și uscat. Știți că eu am roboțelul care are și funcția de mop, însă chiar dacă face el treaba, până nu pun și eu mâna să fac și eu, nu mă simt bine. Adică mai necesită să intervii și tu la o anumită perioadă de timp. Eu cam la 2 zile ștergeam pe jos și eu, chiar dacă făcea el treaba asta, pentru că el trece, dar trece doar la suprafață, în sensul că dacă sunt anumite pete care necesită să insiști, nu le îndepărtează. Eu nu am mari probleme cu murdăria în apartament. Apartamentul este de 60 ceva de metri pătrați, adică este micuț, nu îmi trebuie mare curățenie, pentru că nu are cine să facă mizerie. Suntem doar eu și soțul meu. Da, așa că totuși mi-am dorit și mopul acesta, care este hăipuit. Nu știu dacă există termenul, e mare hype cu el peste tot pe internet și mi l-am dorit și eu. Hai să vedem pe bon cât a fost, că am aici și bonul. Ei bine, mopul a fost 69 de lei și 95 de bani. O să-l folosesc și o să vă spun care este treaba cu el. Hai să vedem pe unde îl punem. Să-l sprijinim aici pe jos. Pe lângă mop am luat și un set dintr-acesta de rezerve umede, care dizolvă, absoarbe și blochează murdăria, spune aici. Am înțeles că este miroase foarte, foarte bine și că nu ar lăsa urme. Eu așa sper, îmi doresc din suflet să nu lase urme. Iar pe lângă lavetele umede am luat și lavete uscate. În apartamentul nostru, deși este un apartament mic, așa cum v-am spus, și nu se face mizerie pentru că nu ajunge să se facă mizerie, pentru că nu permite subsemnata să ajungă să se facă mizerie, este totuși praf. Eu șterg praful astăzi, iar mâine este praf din nou, ca și cum nu l-am șters. Așa că, din aceste considerente, mi-am dorit acest mop de la Swiffer. Ați văzut în daily vloguri că eu am covoare destul de micuțe. Mi-e mai ușor să vin cu o treabă din asta și să păstrez curățenia zilnică. Am și marele meu ajutor, roboțelul, așa că este minunat. Deci cam asta am luat din DM. Swiffer, astea sunt destul de grele, să știți. Ia să le scot eu și să renunțăm și la pungă totodată. Bun, le-am lăsat aici pe birou, n-am făcut afacere prea bună, să le las pe aici pentru că mă aglomerez. De la curățenie și de la DM, o să trecem la niște produse Oriflame pe care vreau să vi le aduc în atenție. Este vorba despre 3 produse pe care nu le-am mai încercat și o să începem așa. Din gama The One avem Illu Skin Liquid Highlighter. Uite, așa arată el și hai să-l desfacem, să vedem despre ce este vorba cu el. Arată tare drăguț, e foarte drăguț. Să știți că mi-am dat jos o jasemie permanentă și nu am mai avut timp să-mi fac unghiile, de asta am unghiile nefăcute, dar o să vă arăt imediat că am gândit-o pe asta. Deci, Illu Skin Liquid Highlighter, ia să îl vedem, sper că îl vedeți acolo. Arată foarte bine. O să facem un tutorial cu el pe Instagram și o să-l postez și pe aici, pe undeva, să-l vedeți și voi.
Mai avem aici un blender. Un blender. Doamne sfinte, deci cred că am brain freeze. Un blender, am zis? Un beauty blender, fetelor. Nu un blender, că nu facem niciun smoothie aici. Deci da, este un beauty blender pe care nu l-am desfăcut încă, dar o să vedem cum își face treaba. Am auzit păreri foarte bune despre beauty blenderul de la Oriflame. Mă scuzați, este destul de târziu, iar eu sunt după zi de muncă, de alergătură. În fine. Aici avem un Face Styler Blush, este un blush cremos acesta, sunt foarte drăguțe, foarte elegante ambalajele și hai să vedem blush-ul, nice, foarte drăguț arată, ia, ce fain se simte, sper că vedeți acolo, se simte foarte fain și îmi place și foarte tare nuanța, nu am insistat cu el pentru că aș vrea să-i fac niște poze. Și din aceste considerente nu i-aș face swatch acum, dar arată foarte, foarte drăguț. Hai cu focusul să-l vedeți. Da, îmi place despre el. Glumesc, să știți, cu exprimarea aceasta neacademică. Mai avem aici încă un produs, Face Styler Contour, tot din gama The One. Acela a fost un blush cremos și vreau să încerc și genul acesta de produse, chiar dacă am tenul foarte gras și, în fine, știți, sebum și așa mai departe. M-am ferit până acum de astfel de produse, dar vreau să le dau o șansă, să ies din zona de confort, să încerc și alte lucruri. Iar aici avem conturul, nuanța, hai, se vede? Mi s-au întors inelele, da. Foarte aiurea mi se pare că se vede faptul că am unghiile nefăcute, dar ignorați vă rog, pentru că în viitorul videoclip le voi avea făcute. Da, hai că am dat cu el de... Le voi încerca într-un machiaj, dar mi-am dorit să le încerc și pe acestea. Am și un produs de skincare pe care vreau neapărat să vi-l aduc în atenție. Este vorba despre un produs de la Paula's Choice. Îmi știți pasiunea pentru brandul acesta. Este un brand de îngrijire a tenului care se ocupă atât de eficient de produsele lor. Sunt printre cele mai eficiente produse pe care eu le-am încercat vreodată și credeți-mă pe cuvânt că am încercat foarte multe produse. Am și surioara mai mică a acestui produs. Este vorba despre Super Hydrate Overnight Mask sau Mask. Mască de noapte, super hidratantă mai exact, deci am și varianta mini aici și o mai am și în dormitor. Este un produs foarte, foarte, foarte bun de hidratare, atât pentru sezonul cald, cât și pentru sezonul rece. Eu am mai folosit-o și acum am și varianta mare, deci se folosește pe pielea curată în două moduri. Ori o aplicați într-un strat foarte generos, o lăsați 20 de minute și clătiți, ori o aplicați ca pe o cremă hidratantă, seara înainte de culcare, iar peste noapte veți vedea cât de neted, de luminos și de hidratat, de hrănit este tenul vostru. Eu, fără a hiperboliza și fără a ridica în slăf sau o sanale cuiva sau pe cineva, sunt cele mai eficiente produse de skincare și uite că am spus-o, cele mai eficiente produse de skincare pe care eu le-am folosit vreodată. Ați văzut că v-am adus în atenție vitamina C de la ei, niacinamidele, nici nu mai știu câte produse, produsele cu protecție solară, nici nu mai știu câte produse de la ei am folosit și de toate am fost impresionată de la prima utilizare. Știu că este foarte greu să te mulțumească un produs de la prima utilizare, dar Paula's Choice poate să facă treaba asta. Sunt într-adevăr dintr-o categorie mai mare de preț, însă în accepțiunea mea merită bănuții, întrucât nu-ți trebuie mai multe produse, cu un produs pentru o anumită nevoie a tenului tău, îți faci treaba de la prima utilizare. Da, dacă aveți nevoie de hidratare acum pe sezonul rece și nu doar în sezonul rece, acordați-i o șansă acestui produs, Super Hydrate Overnight Mask. Acum, fete și băieți, am fost în Expert Beauty, chiar acum câteva minute m-am întors. Până pe 15 septembrie, ei au reduceri de până la 60%. Aniversează 5 ani, iar cu ocazia asta
oferă clienților reduceri de până la 60%. În Expert Beauty, când intri, îți vine să nu mai ieși, pentru că e acolo o odisee de super produse. Știți că, mă rog, în oil găsiți la Expert Beauty Kevin Murphy, K18, masca super vestită, o am și o varianta mică, era așa cum, Marianila, Londa Professional, L'Oreal Professional, branduri profesionale. Ei bine, la cumpărături de minim 50 de lei primiți, din câte am înțeles din magazin, produse Ardell de machiaj în limita stocului disponibil, în funcție de ce stocuri au și ei, iar automat intrați într-o tombolă în care puteți câștiga un iPhone 13 și 5 vouchere pe expertbeauty.ro, iar promoțiile acestea sunt atât pe site cât și în magazinele fizice. Eu am fost în magazinele fizice și mi-am dorit de foarte, foarte multă vreme. Știți că eu, Moroccan Oil, mă uit acolo pentru că acolo îl am. Uitați că vine și arăt. Moroccan Oil am tratamentul acesta în varianta mini, vestitul tratament pe care îl știți și voi, sigur ați auzit de el. Iar acesta este un volumizing mist, este un spray de volum pentru păr. Ei bine, de foarte multă vreme mi-am dorit acest set, care acum era la reducere, 154 de lei este, dacă nu mă înșel, și conține așa: Moroccan Oil Treatment, tratamentul vestit, și Brum du Maroc, care este un mist pentru păr și corp, care miroase fabulos, pentru că am auzit de la fetele mele de pe Instagram, cu care tot vorbesc eu. El în mod normal este 230 de lei, iar acum este 154, dacă nu mă înșel, și arată foarte bine. Mi-e milă să-l și desfac, o să stea așa pe biroul meu până voi începe să-l folosesc, pentru că momentan am varianta aceasta și o tot folosesc, varianta aceasta mini. Nu știu cât o vedeți voi acolo, dar o tot folosesc și ea mai are o grămadă. Iar pe lângă acest set, de care sunt foarte entuziasmată, o să înțelegeți de ce nu mi-am făcut unghiile, pentru că avem un plan să-mi iau o jăsemi permanentă de la Andrea Professional. La fel am auzit că ar fi foarte bună și mi-am luat două nuanțe așa mai topnatice. Este aceasta, sper că o vedeți acolo, este un movuliu așa drăguț, 307, nuanța Happily Ever After. Și încă o nuanță, nuanța, ce ești tu, ce ești tu? Nuanța 227, dar nu are un nume, însă cred că îi vedeți acolo nuanța. Uite, aceasta este. Nu știu pe care o voi folosi în momentul în care îmi voi face unghiile, dar o să vedeți voi în viitoarele videoclipuri. Cam acesta a fost haul-ul de astăzi. Deci avem DM, Swiffer, mopul, avem Oriflame, avem Expert Beauty cu Moroccan Oil și Andrea Professional, deci încercăm lucruri noi și sper că am venit în atenția voastră cu lucrușoare noi pe care le găsiți peste tot. Găsiți Mopun DM, găsiți în catalog la Oriflame produsele pe care vi le-am adus în atenție, la Expert Beauty până pe 15. Vă urez spor la shopping, acum e momentul dacă aveți ceva pe wishlist. Și gata, cam asta a fost. Sper că nu v-am plictisit, că am vorbit on point, scurt și la obiect. Știu că vă plac haul-urile și încerc să vin în atenția voastră în limita ceea ce pot să vă aduc în atenție, cât mai des cu acest tip de videoclip. Gata, acum v-am lăsat, vă pup, mă duc să mă arunc în cadă, vă invit și pe Instagram, așa cum o fac de fiecare dată. Aici nu uitați să apăsați butonul de subscribe pentru a fi notificați în momentul în care postez ceva. Un like, un share, un subscribe, repet, iar până data viitoare vă pup și vă doresc toate cele bune!